Lasă tu să las de piscina. Nu poate Pinky Pie să mai ia piscina, să fie cu Aqua Flamingo măcar la o petrecere la piscina. Și eu să mă nedumeri pe mine, deci ăsta o toată mai bun, pe mine m-a nedumerit pe net. Dar ZNF să-și ridice diploma, Blonda să-și ridice tot cu o să vai diploma la maestrie. Până atunci Sekiro este def. Și nu iau def. Adică la ce mă gândesc eu pentru pool party, așa vă? Ce vă gândesc la distracție să nu fiu nenorocit? Trebuie să mă gândesc că și Marketa are problemă de, la dure de cap. Tot serios acum. La ce mă gândesc? Mama chiar n-a spus nimic în legătură cu asta. Sau Reiti. Sau iubie Bușcă în Rezăbaie sau Rege Porcilor. N-a spus nimeni nimic. N-a spus nimeni nimic. Da, nu mai am cum să mai comunică, poate mă enervez, se sperie Liliac, se sperie mama Cat. Și nu va mai vorbi nouă ce s-a picut sau să sperii pe cineva. Există o situație limită în acest sens, dar nu pot să-mi exprim toate lucrurile puse în joc. Desde Pinky mai pui papi, despre Rege Porcii. De asta e Prințul Porchii și de asta e Mama Măsii. Pune haine pe care le-am lăsat când mi-a fost cald pentru fulbarul principal. Pă muzica mai stă pe Flamingo la mare când e cald. Toate problemele de astea zice că nu e chiar cum vrei eu afară. Sigur, serios. Dar mă rog! Mi-ar fi plăcut să știe că lasă prostiile că să lase piscina. Măcar Pinky mai să mă invite la piscina și să fie frumoasă de Flamingo. Îmi poate mă aude maică mea deja. Auziți, eu mai prită dacă vreau să vin la piscina la piscina sau la piscina cu Pinky Pie sau cu Reiki sau cu grupa lui Iubire Bușca lui Elice. Numai pisica ei știe deja. Dar mă gândesc cât nu e informativ. Dar sper și eu să se înțeleagă ce spun eu. Adică de ce să nu spun numele reale? Că nu moare nimeni, nu este nimeni reclamat. Dar pe cine vrei să părăsc? Pe mama lui Kuro, pe măta? Pe cine vrei să părăsc? Bă, vorbește frumos sau de copii. Păi da. Mă duc la pisicelor Reiki cândva? Dacă mă duc la pisicelor Reiki? Și să fie frumusica, bă, Flamingo, da? Mă duc la pisica lui Reiki tocănița acum. Să mângâi pui. E pisică. Că să și pui de mângâiat. Mă enervează unul și eu aș vrea să fie doar la piscina anul ăsta și să fie petrecerea piscina anul ăsta. Bă, mă enervează că ce petrecerea piscina să facă și Pinky Pie cu coau cu sexy de amare. Mă, ce ia așa? Maica mea, aha, se colba la discuția pe echipa și nu-ți un cuvânt, mă! Nici un cuvânt!
Că pentru un pui, practic, m-aș mânca toată pielea până atunci. Eu nu disper după mâncare toxică, răcoritoare, care îmi intoxică dorința de soinoc. Cum vă disperați voi? Adevărul e că așa e. Nu mai înfulecați mâncare toxică care îmi intoxică drepturile la not. Mai ales pepenele răcoritor care mi-a intoxicat planul de soinoc de vreo 800.000 de ori. Și planul Pinkie Pie Bridge n-ai să îi spargă dublu, sunt de vreo 5.000 de ori. Vă spun că asta mi-a foarte ideea. Da, nu am rude cu care să o comunică să-i pui party. Nici când e vorba de bunici, nici mătuș, nici doar liliac, nimeni nu vă spune pe față. Îmi este evident că de ajuns să știu. Și orice păipi, sau mama chet, sau chitănaș, să nu se supere din cauza mea. Astfel s-a ales praful de pulpare și de mine, nu tu. E frică așa, ce dracu. Asta înseamnă respect. Nu, e povesti sincer acum. Pardon, mie mi-a fi plăcut. Adevăr că mi-a plăcut, nu mi-a plăcut, asta e dorința și situația. Dorința, situația, oh, mă lăsam cu ăsta a 3, încă mai folosesc. E rutat, merge sistemul UI, dar pe Note S5 Mini cred că am aflat de ce e LED-ul ăsta. Pardon, am ales Sachi cu măturalul Pixie, măturalul Vrăji. Câteva accelatoare pentru asta? Deci să mur eu! Accelatoare pentru accelatoare. 3 zile cât Pixie Grey! Cât Pixie Grey! Vă cred că mai trebuie încă o mască sau 4 măști de parată ca să farmez resurse sau ca să fac ceva, dar o să aflu ceva de la Pinkie Pie. O frumoasă care alta mi-a fost uitomul. De ce să văd nervos, Alin? Ce zonă? Ai și tupeul după ce că una îmi fură iubirea întrei, mai vrea tupeul să se căsătoască, să se mărite, să-mi fură iubirea întrei? Ai și tupeul după ce că o colegă de-a mea vrea în felul ăsta să nu ia bacul, să-i pierde măritatul loc de frisomul. Ai și tupeul să pierzi timpul loc să-i bacul? Dar nu mai e pe la Pinkie Pie, mai e pe la alta. Dar n-a făcut nimic că mâriau GTC și atunci o să mai adonă de zână. Termină-te! Da, termin, până când eu o să mă joc cu tău combat și o să mă joc cu pisica. Aoleu. Cu astea, deci să mor eu că nu e adevărat. M-am certat cu mătoarul Pixie Grey, m-am certat, dar nu mereu. Că Pixie Grey
E o înțelegătoare, eu o știu pe ea. E ca America, o peste ea. Dacă des-o supărarea asta, pe mine mă cam nu renaște în stres. Dar ideea e că de câte ori o să plecați, mai merge la noi. Deci, aș vrea să zicem puțin să o cotez de ce s-a lăudat ca la Bacu și nu era și pe noi în vacanță. Pe mine, pe Reiki, pe iubeuși care e din sat. Dar nu vreau să fiu răutăcios cu ea, Doamne ferește. Mâncăm Google, ca un bizoi, ca un bizoi, ca un bizoi, ca un bizoi. Ce dracu, mă, deci. Înțeleg. M-a cam, pardon, și jucat Ebony. De ce? The Pixie. The Pixie, The Pixie. M-am dat încă o mască pentru o monedă, pentru a câștiga câțiva accelerator, pardon, ca să pot să... Îmi ridic în sus fruntașul meu de killer de hot regal. Perfect, ultima mască. Pardon și câteva de remedicat resurse în caz că acceleratorul cu optor, e bine că n-am ales pardon alt accelerator că asta mai trebuia. Ce dracu! Upgrade. Pa, 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 pa. Se pare foarte, foarte... Pregătit acum să ucid cu hot regal. I'm ready. Sunt gata să ucid hot regal. Sunt gata. Astăzi a fost o zi și stresantă, că mi-am ridicat diplomele de competențe de m-am rupt. Dar, Liliac, dă-ne norocerea în puii mei și că să te ducă norocerea în viața mea, că omul nu este cum gândește că vrea norocerea în viața lui. Dar dă-ne norocerea în copilă de treabă, aș fi înjurat eu, dar nu poate înjur. Dar o doare ca o pe Liliac din cauza asta. Aș presupune, dar nu mai zic. Nu mai zic.
Sunt gata să ucid hoțul egal. Depuneți armele, baby. Da! Vreau să știu ce s-a întâmplat, că de când eu nu pot să dau negociat cu mine, trebuie... Hai, Aline, că nu mai zici așa, că nu știu ce, cum. Ah, frumos. Ia să vedeți ce am găsit pe YouTube. Explodat. Dar serios, acum nu mă lasă de curgul lucru. Să dai satisfacție în viața mea, bani de treabă, hă? Măcar n-am un jurat de vă să... așa. Dar foarte aproape. Da. Speram eu că... oh, aleo. 5 Matilde! Dumne dracu modul ăsta. Au! Caloriferul ăsta. Hai că s-a dus dracu și fac eu dacă ea și-a cerut-o. Și-a cerut-o cum n-ai. Hai că m-am luptat cu mătoa Pixie. Roba șobolanului de foc! Bun, îți moară mistițiul, baby! Mă gândesc, da, ce se întâmplă când cu toții am fi vrut ca Pinkie Pie să fie așa? Lasă pișna! Lasă tu pișna! Că Pinkie Pie să-mi ia pe mine pișna este Pinkie Pie frumoasă pe coa cu ei roz sau roșu sau de care o fi, baby! Da, eu nu sunt singur care a fost apăr în toate... când e vorba de asta... Când e vorba de Take Me to Church-ul ăla, am să vedeți ce mi-a făcut mie Take Me to Church-ul ăla, să vedeți ce mi-a făcut mie pe Discord. Ah, stop the ping.
Păi, știu! Aha! O să postez asta pe blogul meu. Sau pe aici. Fixează-l, baby, păi da. Care atacă? Vikingul baby, mai crezi. The big gang from the shadow. Nu există o fată baby care se laudă să fie Michela Pișnă pe curac. Mama chiar trebuie să asculte discuția. Ia Pinky Pie care nu-i sexy cu o sebaie vara asta. Poate să fie cu zafă cu la Pișnă. Că mă duce mintea pe mine la not când e cald. Mama, dacă e cald și când eu vreau să mă duc cu Reiti și tu nu poți să mă duci la not, e în ordine. Și eu că te dai capul. Nu vreau să te bat la cap când ești supărată să te dai capul. Nu vreau să mă dau chiar. Eu am niște decizii cu privire la mama mea. Chiar dacă relația noastră de discuție este strânsă, aș putea să las în pace discuția cu ea și să discut cu abonați în schimb. Dar fără să afecteze auzul pe maică mea. N-aș vrea să fac asta, dar ce să le fac? Vă mulțumesc mult. Dacă vrea Reiti să fie o zi de not când e cald, să mor eu că Pinky Pie să stea pe Flamingo Iași. Să mor eu. Și frumujica cu prietena ei în motel tot pe Flamingo. Până de îndată ce concediul o să afecteze godolanțele în tabăra de vară la not pentru frumoși și autiști, eu o să dau drumul la Mortal Kombat și o să mă linșesc eu. Și nici să nu uit să umplu patul în iac cu poze cu frumugica și Pinkie Pie pe coagă în bichia pișnă pe tot patul și lingerii de pat. Și tot așa o fac după plecarea ei la farmacie. Vă mulțumesc mult, la revedere. Și poate mai citiți postările cândva. Tocăniță, nu mai fuma, că și că-ți dăunezi pui de pisică. La revedere.